Bine ai venit la O Oră cu Capra din Ohio! Acest video este un maraton de episoade cu Capra din Ohio, așa că ia un popcorn sau ceva și fii gata de vizionat O Oră cu Capra din Ohio! Înainte de a începe, te aș ruga să apeși pe butonul de like, iar dacă faci asta, căprița noastră va da din buci! Oh my God! Nu este adorabil? Na bun, fraților, eu zic să mergem direct, uite aici, ho, ia că face backflip, ești nebun! Oh. Cred că și-o rup gâtul capra, nu-i așa? N-are nimic, mă, glumeam. Uite, mergem mai departe. Wow, what the f***? What the f***? Ce beșin trage asta, mă, ești nebun? Bună, ce vă iubiți voi doi aici? Bă, dacă într-adevăr îți iubești femeia, du-te după ea! Du-te, salvează-o! Bea bere. Vedeți cum e viața fără femei? Efectiv o durere în cot. Stă și bea bere. Glumeam. Na bun, păi dacă ești atât de nesimțit și nu îți ajuți iubita, te drecu și tu după ea. Și acum, haideți să vedem ce se întâmplă în orășelul acesta. Hop, așa, direct la om pe casă am picat. Ce faci asta aici, mă? Bă, ești bine? Meditezi? Te drecu. Vreau mașina de poliție. Uiii! Stai, bă, că vreau mașina de poliție. Nu, vreau mașina de poliție. Oh, nu mă căca! Na bun, fraților, am picat cu capra aici și uite, ăștia se joacă basket. Bună, pot să mă joc basket cu voi, fiți atenți. Ia, așa, am mingea. Hai, ia fraiere mingea de la mine. Ia mingea de la mine, pac, nu te ține. Mamă, ce bun sunt eu. Fii atent, mur pe ăsta. Oh, ce faci, mă? Bă, lasă-mă să da. Mamă, ce se întâmplă? Bă, nu înțeleg ce se întâmplă, e prea haotic jocul ăsta. Ce te sperii, mă? Nu-ți place de mine? Uite cum dansez. Uite-te, hai să dansăm. Stai, dar uite-te cum pot să dau din buci, uite-te. Îți place? What? What? Ce dracu, bă, de nesimțită, mă, ce faci, mă? Bă, poliția? O trecut prin gard? Bine am văzut. Ia, mă, ce face? Ce s-a stea, mă, cătușe? Ai de capul meu! Bă, mă, un cătușa! Stai, mă! Bă, mă, furat, ești nebun? Bă, tu, mă! Bă, tu, bă, fii atent, mă, ce-ți fac, mă? Te dracu, te bag aici în gunoi? Unde-i femeia asta? What the fuck se întâmplă? Bă, femeie, du-te-n backrooms! Na bun, fiți atenți, aici este mașina de poliție. Haideți să încercăm să o furăm, pentru că este o idee foarte bună. Hop, așa, gata, fraților. La revedere, am trecut prin... Oh, accident. Na bun, gata, mergem aici. Eu sunt poliția, am voie să încarc toate regulile, pentru că așa funcționează... What? Ce s-a întâmplat? Bruh. No, se pare că am rămas fără mașină de poliție. Ghinionul nostru. Dar nu e nicio problemă, avem 4 labe, adică picioare de căpriță. Hai, căprițo! Domnule, vă speriați de mine? Dar uitați la mine ce adorabil sunt, uitați. M-am pus în cur pentru dumneavoastră. Mamă, mi-a făcut o poză. Bună! Dar ce are lumea cu mine? De ce mă lovește? De ce este lumea atât de răutăcioasă? Eu sunt răutăcios, eu n-am lovit niciodată pe nimeni. Niciodată n-am lovit pe nimeni. Niciodată. Uite, frate, pot să-ți arăt o schemă. Fii atent. Uite ce schemă-ți arăt. Schema a murit. Îți place schema a murit? Zi. Ți-a plăcut? Nu ți-a plăcut? Te drecu, du-te acolo între pești. Așa, acolo rămâi. Fraților, cred că s-a necat. Oh, uite ce părculeț drăguț. Hai de capul meu, ce e asta, benzină? Cred că a fost o idee destul de nasoală. Bă, ard, ajută-mă, ard. Nu, bă, stinge-mi focul, stinge-l. Bă, ce faci, mă, bă. Bă, nu e ok, mă. A murit capra. Bă, și de ce a picat aici un semafor? Ce dracu caut un semafor? What the fuck se petrece aici, mă? Bă, ce se întâmplă dacă dau cu foc într-o mașină? Hai de capul meu, bubuie mașina? Bă, dar n-a făcut boom. Pot să o mai conduc? Oh. Cred că acum o bubui totul. Aia da, o bubui totul. Bă, eu vreau să încerc ceva. Dacă mă pun pe canalizarea asta, mă aruncă sus? Dar de ce? Care e logica? Nu contează, jocul nu are nicio logică. Până la urmă, scopul jocului este să ne distrăm. Sau să ne relaxăm, cum face doamna asta. Bă, du-te mă și lucrează. Hopa, am găsit ceva ce poate exploda. Știți ce o să fac, nu? O să le explodăm, dar...
A, bun, fraților, haideți să ieșim de pe zona asta de construcții sau ce este aici și să mai mergem o tură prin oraș, să vedem ce mai putem găsi aici. Bună, a venit capra în oraș, a venit să vadă cum este lumea pe aici. Statui cu capre, ia, ăsta sunt eu, așa-i? Bă, e prea tare jocul ăsta, nu știu, e mult prea fain, așa că dacă vreți și episodul 3, știți bine ce trebuie să faceți, 1000 de like-uri și capra va da din fund special pentru voi. Ia vedeți ce face omul ăsta, dansează! Hai de capul meu ce șmecher este el! Stați așa, că și eu știu să dansez! Hai, dansăm împreună! Dansăm toți aici împreună! Bă, dar ce face ăsta, mă? Nu mi-a plăcut cum ai dansat, așa că te-am lovit. Mi se pare logic, nu? Hai de capul meu, ce e aici? Mall? Pot să intru în mall cumva? Ia să vedem dacă pot să intru. Fraților, ăsta ce face? Bă! Hai de... Oh! Bă! Bă, ce se întâmplă? Stai un pic. Bă, pică, nu, stai, cum conduc? What the fuck se petrece că eu nu mai înțeleg nimica? Deci, bă, vreau să conduc bicicleta. Ai de capul meu ce tare. Bă, dar pică, stai. Stai, rămâi sus. Cam greu conduce capra bicicleta. Domnule polițist, ia uitați-vă, pot să conduc o bicicletă și sunt o capră. Dumneavoastră ce știți conduce, ha? Te drecu. Bă, încerc să conduc aici, dar... Ce face asta, mă? Aruncă după mine. Bă! M-au prins în cătușe! Bă! Doamne, ador jocul ăsta. Bă, nu știu să conduc bicicleta aia, nu știu, e stricată, e foarte greu. Tot pic cu ea, așa că haideți să ne uităm pe aici. Uite, animăluțe! Wow, am aruncat în altă lume balonul ăla să-mi bag piciorul dacă nu. Wow, ce e aici? Hop, am lovit ceva acolo înăuntru, ce e aici? Ce se petrece acolo înăuntru? Bă, dar ce e acolo? Nu știu, l-am lins. Ce e asta, mă? Un om? Îmbrăcat în fucking... Ce e asta? Vulpe! Scuze, frate, că te-am omorât, scuze. Bă, dar urcă capra asta pe scările astea. N-ai cum, e prea amuzant jocul ăsta. Ia! Wow, ce-am văzut? Am văzut în backrooms. Uite că urc. Nu mai am putere, n-am mâncat destul, o văz. Stați, fraților, că facem noi să urcăm aici sus. Oh, nu, am picat. Oh, nu! Bună, domnule polițist, haideți cu mine. Am zis că haideți cu mine. Așa, veniți cu mine. Mergem la o plimbare cu mașinuța dumneavoastră. Wow, ce ăla? What? Ia vedeți. Ai de capul meu și ce? Nu poți să ieși cu mașina de aici? Stați că încerc eu. Ok, am deschis mașina. Și fiți atenți. Ups, scuze, frate. Mamă, ce? Frate, ce? Bă, s-a stricat mașina. Bă! Bă, ce se întâmplă? O posedat, un fantomele, ești nebun? Căprița noastră fuge în cur, sau nici nu știu cum fuge, habar n-am, dar ea se duce. Mamă, ce? O zbura de acolo o fucking cutie, ești nebun? Mașina asta nu știu ce caută aici, haideți să încercăm să o scoatem. Opa, am reușit, gata mă, gata, ne ducem cu viteza luminii direct. Fast and Furious, ești nebun? Sau Need for Speed, sau Forza Horizon? Oh. M-am crezut ca și Need for Speed și din păcate am rămas fără mașină. Of, ce tristețe. Animal Quarantine Time. Nu știu ce e ăsta, haideți să intrăm. Ce se întâmplă aici? Ce e ăsta? What? Oh, bă, unde m-a aruncat, bă? S-a deschis ușa. Pot să intru? Cum intru? Poftim? Delfini! Vreau să văd delfini. Ce naiba se întâmplă aici înăuntru? What the f... Bună! Faceți-mi un dans, ia să văd, ce faceți? Bă, nu-mi place, groaznic, buuuu! Ia uitați-vă cum se uită la mine. Bagă un dans din Fortnite, uite de ăsta. Bă, nu-mi place, mă, bă! Plecați-mă de aici că vă distrug eu aici, dansiți-o mai mișto ca voi toți la un loc. Capra noastră dansează mai fain, fraților, nu? Bun, am distrus o petrecere de delfini aici, cred că suntem niște persoane oribile, dar nu e nicio problemă, aventura strigat sura continuă și ne ducem... Oh, ce e aici? Ia mă, tita mai broasca țestoasă! Îți place broasca țestoasă? M-ai lovit? E timpul să zbori! Să zbori de aici, am zis, zbori! S-a dus în backrooms. Acum putem admira această capodoperă cu o broscuță imensă. Apropo, mai târziu în episod vreau să mergem într-un loc horror în jocul ăsta. Uitați-vă, bă, ce statui cu rinoceri frumoși avem noi aici. Ai de capul meu ce mișto. Bun, fraților, haideți să urcăm în mașină. Bă, mi-ai furat mașina! Ieși mă afară din mașina mea! Care mi-a furat mașina? Te-am călcat și pe tine și pe tine, fraier. Oh, nu! Aventura continuați, ura continuă pe aici.
Ia ce aici, ceață. Stați un pic, că a devenit horror atmosfera. Ce e cu ceața asta, fraților? Wow, poate-l vedem pe Slenderman, poate nu, cine știe. Rest, stop. Uitați, ce e zona asta? Wow. Bă, negru etern acolo. Să intrăm, să nu intrăm? Haideți să intrăm, ce se poate întâmpla greșit? Bă, a murit capra. Bă! Ok, am intrat aici, să vedem ce se întâmplă. Horror coridor. Bă, deja am ajuns la locul ăsta horror. Fraților, suntem într-o zonă horror. Și muzica s-a oprit, auziți? Nici nu m-aș fi gândit că jocul ăsta frumos cu capre poate deveni horror. No, bine, haideți să vedem ce se aude aici. Alo? Cioc, cioc, cineva aici? Bă, ce are capul caprei, mă? E nebun. Ok, haideți să ne ducem. Poate ieșim pe aici. Oh, nu ieșim nici pe aici. Ok. Bună? Ce faci? Bă, cum urlă capra asta. Cum ajungem acolo sus al domnului ăla? Poți să mă urc pe pereți? Ia! Oh, domnule! Era doar o pancardă. Bă, ce ăsta, mă? Te distrug! Gata. L-am distrus. Atât, fraților. Ho! Stai să dansăm cu curul pe el. Dă-i cu curul! Dă-i, 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 dă-i! Ok, haideți să ne continuăm drumul și... Ho! 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 Se repetă! Cineva sună la telefon. Alo! Bună seara! Distrug telefonul. Nu prea merge. Ghinion. Pe atunci, haideți să ne plimbăm... Mi se pare că au țânete din baia aceea. Cred că se va întâmpla ceva acolo. Ia să zicem, mai e domnul ăsta aici. Mai e, hai să-l omorâm din nou. Păi, băiatule, am zis somn cu tine. Noapte bună. Așa, rămâi acolo jos, gunoiule. Na bun, haideți să ne ducem din nou pe coridorul ăsta. What the fuck, spozele astea? Ok, e ceva contratimp sau care-i treaba? Fraților, ce se întâmplă aici? De ce sunt poze cu domnul acesta? Și, bă, tu iarăși acolo, mă. Mă cac pe tine. Ok, fraților, pregătiți? Mai mergem o dată. Ia să vedem ce se va întâmpla de data asta. Hop! Totul pare mai normal. Oh, nu. Sună telefonul. Alo? Cine este aici? Ok, ne continuăm drumul pe aici. Ho, nu pot să mă duc. Fraților! Oh my god! Ho, tu mi-ai închis ușa! Nesimțitule, hai de jos și deschide ușa. Acum! Am zis deschide ușa! Deschide ușa că e închisă. Deschide-o. Unde trebuie să mă duc, fraților? Poate pe aici? Nu, nu pe aici. Atunci poate pe aici. Nu merge nici pe aici. Păi atunci ce trebuie să fac? S-a deschis ușa. S-a închis aloc. Eu nu mai înțeleg nimica. Ok, hai mergem mai departe. Oh my god, dar ne învârtim la infinit. Ce e asta? Backrooms! Capra este în backrooms. Căprița asta din Ohio. Cea mai ciudată căpriță. Ia! Se aude ceva de aici. Ok, curge apa acolo sau ceva de genul. Oh, domnule, ok, 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 mergem mai departe. La un moment dat se va întâmpla ceva horror. Aud un cântec, îmi amintește de Freddy, din Five Nights at Freddy's. Oh, petrecere, bună, pot să dansez alături de voi, stați un pic. E timpul să dansăm toți, dansăm, oh da, oh da. Doamne, iartă-mă, doamne, iartă-mă. Du-te, mă, și tu de aici, așa. Ok, fraților, ce-o pățit ăsta? Explicați-mi ce-o pățit. L-am trimis în backrooms pe jumătate și cealaltă jumătate a rămas afară. Următoarea ușă, mă simt ca și în Doors, de parcă aș merge din cameră în cameră. Opa, fraților, avem becuri roșii. Ce înseamnă asta? Wow, 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 ce face? Baba nebunit! Mă, babă nebună, ia-mă, mă bate! Cu ce trage mine? Cu bile, cu ouă? Trage cu ouă? Bă, babă, mor dracu, bătrână, ai 60 de ani și încă trăiești. Tu ai văzut ce-a făcut cu mine, baba? Ai văzut că arunca cu fucking bile în mine? Fraților, jocul ăsta nu este horror, jocul ăsta este foarte ciudat dacă mă întrebați pe mine. S-a deschis ușa. Poți să intru? Cum intru? Poftim? Eu nu am pus sunetul ăla la editare, deci sunetul ăsta e în joc. What? Fraților, tocmai am văzut capra noastră pe cineva. Cum se... Cacă? Căprițe, ești bine? Nu ai rămas traumatizată? Cred că a rămas traumatizată, fraților. Uite, se trage pe cur acum. Hai să ieșim din zona asta cât mai rapid. Nu știu cât mai durează. Nu știu cât mai este supusă căprița noastră acestui chin. Param, pam, pam, pam. Ho! Ieșirea! Du-te! Du-te, căprițo, scapă!
Mi se vede curul. Fraților, sunt o fantomiță. Bă, ce tare, capra fantomă. Bă, gata, noi suntem o fantomiță, fraților. Uitați ce fain mi se vede coada pe acolo. Ăsta e cel mai tare joc. Hai să luăm mașina asta, rapid, 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 iau. Capra fantomă, te jefuiește. Oh, ne ducem direct pe lună, mergem cu mașina asta. Oh, am zis, oh. Bă, bă, ce faci, mă? Zboară mașina, e rachetă, nu mai e mașină. Oh, nu, 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 nu e barcă, nu e barcă. Nu. Am avut și mașină, fraților. Dar cine a zis că mașina nu este o barcă? Adică, ia uitați-vă. Ne ducem cu ea, hei. Mergem pe cealaltă dimensiune. Ești nebun? Chiar, bă, ce se întâmplă dacă ne tot ducem drept și mult? Cum ar fi să iasă un rechin și să ne mănânce sau ceva de genul? Uite, văd ceva. Iacturi, ce salia, văd ceva vapoare. Acolo, în depărtare. Nu știu cum este fizic posibil să meargă mașina asta așa prin apă. Dar nimic nu este imposibil în lumea. Nimic nu este imposibil în lumea caprelor. Uite că ne apropiem. Oare pot să ajung aici? Chiar sunt curios dacă pot să urc pe bărcuța aceea. Avem o problemă, nu pot să întorc mașina în stânga. Deci cred că trebuie să înotăm până acolo. Așa că, căprițo, arată-mi cum poți să înoți. Dă-i din buci, dă-i din buci. Ia! Oh! Bă! M-au teleportat înapoi. Am mers cu barca tot oceanul ăsta ca să mă teleportez înapoi. Să-ți fie rușine. Oh, nu. Fraților, ce asta? O bărcuță sau un colac? Ce asta? Uite, un colac cu un dinozaur. Poți să mă pun în el? Hop. Am zis că mă pun pe el. Pe el. Hop. Oh, nu, sare, e trambulină. Wow, fraților, gata, sărim până la Dumnezeu în cer. Poate pe bărcuța asta? Na, nu merge. E doar trambulină. Ia, vedeți, mă, ce petreceri de români pe aici. Grătar, bere. Haideți să dansăm alături de ei. Dansăm, fraților, dansăm. Ce face la mă? Bă, o luat somn de la prea multă bere, ia vedeți. O picat în apă. Frate, du-te, ajută-l. Du-te, ajută-l, mă. Și tu, du-te, ajută-l. Hop, așa, am sărit în apă. Be, zice pisica noastră. A, am zis pisică? Capra noastră. Ia, fraților, ce face omul ăsta? Oh my god. Haideți să-l ajutăm să treacă, haideți. Hop așa, oh shit, nu, trambulină, oh nu, domnule, nu, am murit. Nu-i bai, noi ne dăm pe trambulină, gata, am supraviețuit. Noi suntem cei mai tari, căprița noastră. Uite și un domn este aici, ce face ăsta, se cacă? Hei, domnule, ce faceți? Ce-i cu părul ăla, bă? Ia, vrea să scoată sabia, du-te mă că te ajut, o scot eu, fii atent. Hop, ah, nu merge să o scot, fraților. Poate da cu ling? Am prins-o. Ia, merge. Fraților, scot sabia cu limba. Scot sabia cu limba. Cum o scot? Cum o scot? Scoate-o, trage. Trage, 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 trage. Mai un pic, mai. Păi, ești nebun? Bună, pot să testez sabia pe tine? Lasă-mă să testez sabia pe tine, bun? What? Ce la OZN-ul? Pot să-l iau? Hai să încerc să-l iau. Oh. Aia da, fraților, eu sunt Capitanul America. Capitanul America, dar sunt o capră. No, haideți la bătaie. S-a oprit timpul, bine, nu s-a oprit, s-a dat mai încet. Ai, fraților, ce distrugem noi pe aici, ești de bun. Ia, fraților, ce o mașină sport am furat cu eleron, cu toate astea. Și acum haideți să mergem peste podul ăsta. Wow. Mamă, fraților, mașina asta e rachetă direct, ești de bun. Ok, ne urcăm aici sus. Ia, ce acolo? Ceva, statuie de aur. Ok, și cum ajung eu acolo sus? Fără să fac accident, am zis. Mamă, s-a dus mașina, fraților, s-a dus. Bă, ține-te pe drum, mă. Scuze, șeful, scuze. El era șeful meu. Na bun, încercăm să ne urcăm sus cumva. Uite pe aici. Hop, așa. Căprița fantomă cu scut de Capitanul America și sabie de Thor în mână. Căpriță, urcă, n-ai cai putere sau capră putere, cum ți s-ar zice. Urcă, urcă, dă-i, încă un pic, încă un pic. Nu! Inutilo! Bine, totuși, dacă vrea această capră, poate să cucerească lumea, dar eu o să zic că nu-i în stare de nimica, da? Ce asta? Râs sincronize, ce-am făcut? Am sincronizat ceva. Oh! Bă, îmi construiesc propriul imperiu. What the fuck? Bă! Oh my god! Ia, are ceva pe cap. Sabia. Adică cred că e sabia lui, așa-i? Aia e sabia, nu? Nu este altceva.
Bă, fraților, îmi place jocul ăsta la nebunie pentru că e o prostie de joc. Adică tot ce se întâmplă în jocul ăsta e absurd. Wow, zbor, că sunt o fantomiță. Ia vedeți ce am învățat să fac. Vedeți cutul ăsta de pe spatele meu? Nu este chiar inutil, uitați-vă ce pot să fac. Iată, l-am aruncat. Wow, bă, s-o dus. S-o dus afară din lume, ești nebun? O revenit la mine. What? Stați să vedeți ce scuturi dăm în față la oamenii astăzi. Bun, episodul trecut am zis că mă voi urca pe ciocanul omului de aur. El are un ciocan foarte mare și gros, mai gros ca ăla negru, și astăzi ne urcăm pe el pentru că... De ce nu? Jocul ăsta mă amuză foarte tare, mi se pare foarte distractiv și mă bucur foarte mult că vă place și vouă pentru că facem episoade și ne râdem. Adică n-aveți habar ce bucurie pentru mine jocul ăsta, pentru că e Caterinca rău de tot. Bun, căpriță care fugi pe perete. Da, e foarte harnică capra asta din câte puteți vedea. Tot ce vreau eu este să urc cumva aici sus, să ajung pe ciocanul acelui om. Uitați, fraților, am găsit aici un moș. Bună, moșule, poți să testezi cutul meu pe tine? Ok, cred că a zis da. Bă, scutul! Unde s-a dus? Bă! Ia la mă, bă, dar e harnic că vine înapoi. Ia, ăsta ce face? Face plajă? Poftim! Oh, nu, am dat pe lângă tine. Tot norocul tău este că am dat pe lângă tine. What? Căpriță de aur? Nu știu ce am luat, dar cred că e ceva de bine. Așa că aplauze, fraților, aplauze! Na bun, fraților, stați să găsesc o metodă de a urca aici sus, pentru că nu prea găsesc. Căprița noastră e cam inutilă și-o căzut de acolo, de sus, aici jos. Mama ei de capră. Fraților, am o idee, haideți să urcăm cu o mașină. Oh, mașina poliției chiar. Ce-i asta, mă? Poliția, bună. Am luat puțin mașina la împrumut, dar ți-o aduc înapoi nezgriată, promit. Ups. Ia, oare se urcă pe aici? Poate îi pe aici, nu? Wow, wow, wow! Am crezut că vine poliția după mine. Nu, poliția e cu mine, ia vedeți, mă! Polițistul ăla n-are nicio treabă că l-am furat. Haideți să trimitem poliția într-o mică aventură, ce ziceți? Wow! Fraților, am cam trimis polițistul la o mică plimbare subacvatică. Ce credeți? O să-i placă? Eu zic că se distrează de minune acolo. Bă! Na bine, fraților, gata cu prosteala, haideți să găsim o metodă de a urca acolo sus. Pentru că trebuie să ne descurcăm, noi suntem o capră cu IQ-ul 5000. Fugi, căpriță, fugi! Pe perete, așa cum ai învățat de mică! Încă un pic, încă un pic! Bă! Bă, căpriță, încă un pic ai avut! Haide, mă, nu mă dezamăgi, încă o dată! Ia-ți având capra mea, sari și dă-i, dă-i, dă-i! Bine, mă! Domnule, salut! Oh, la naiba! Bună! Te caci? Îmi pare rău că te-am deranjat. Du-te acolo jos lângă oamenii aceia. Petreceți viața frumos pe acolo. Na bun, fraților, am urcat până aici. Dar de aici cum facem? Vreo idee? Wow! Asta trebuia să fac, mă, să intru în antena aia. Ok, ok. Bună, fraierilor, bună. Ups. Vreți să vă arăt ce poate să facă scutul meu? Ia uite-te. Oh, unde s-a dus? Așa, uite, uite, ce faci? Ha! O fugit peste la care l-a picat jos și... Stai, ce? Ce? Ce se întâmplă? Uitați-vă la băiatul ăsta cum se uită cu binoclul încolo. Mie mi se face milă de el. Haideți să-i arătăm la propriu cum este acolo. Să-l trimitem acolo. Du-te acolo. Nu! Nu și eu! When you try your best, but you don't succeed. Cred că m-a prins și pe mine karma și m-a aruncat și pe mine cu el. Fii atent, prietene, măcar nu ești de unul singur. Stăm aici împreună. Uite, dansăm aici împreună, nu fi supărat, da, nu fi supărat. Am o idee, fraților, ca să mă revanșez pe el, am să-l link și o să-l iau cu mine sus, în aventură, încă o dată. Bă, 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 sus, am zis, sus. Fugi, căprițo, da, mă, capra Spider-Man. Ce caută ăsta aici? Na bun, fii atent, domnule, intrăm aici în antena asta și, oh, shit, el a rămas jos. Păi, asta este atunci ghinion. Na bine, fraților, cum urc pe el? Merge, 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 bă, ce are capra mea? Ați văzut ce tremura? Dar nu-i bai, fraților, avem aici două ventilatoare, zici că e ceva placă video. Haideți să ne folosim de ele. Sari, căprițo, sari! Wow!
stai, bă, 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 înapoi, înapoi. Mamă, știu că te-o durut, îmi pare rău, dar haide înapoi, înapoi. Vreau pe capul lui să sar, pe capul cel mare și de sus. Sar, căprițo, dă-i! Ai, 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 ai! Am reușit! Oh! Sunt pe capul omului de aur! Eu vreau acum pe sabia lui sau ce-i asta. Bă, aia e o undiță de pescuit? Să mor tu. Am crezut că e sabia lui, bă. Ha! Pune-te așa. Gata, fraților, am ajuns. Ne ducem. Stați un pic să ne ducem frumos. Ne ducem până în vârf și dăm din buci. Stați să vedeți numai ce fac eu aici cu căprița noastră. Ce dă ea din buci imediat. Doar să ajungă, uite, aici. Parabam, bam, 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 bam. Pam, 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 pam. Și am ajuns. Căprițo, fă ce știi mai bine. Adică să dai din buci. Pentru asta mi-am instalat jocul ăsta, să mă urc pe cioaca acestui om de aur și să dau din buci. Pentru asta, fraților, visul meu s-a împlinit. Și acum ce facem? Asta este o întrebare foarte bună. Păi am putea să ne aruncăm. Ce ziceți, fraților? Ne aruncăm aici? În eternitate? În apă? Văd ceva acolo, vreau să văd ce ăla. Ui, sar, căprițo, căprițo! Ok, ok, ia, unde am ajuns? Oh, bă, unde e capra? Bă, unde e capra, bă? S-o dus direct în backrooms. Acum o ieși din backrooms. Bun, haideți să încercăm să sărim pe chestia asta. Oh, mamă, fraților, până mâine stau pe trambulina asta, fiți atenți. Capra își folosește puterea de a sări sus de tot. Bă, 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 da, stai un pic, că deja spre sus. Oh! Gata că am oprit timpul. Mă rog, nu l-am oprit, l-am dat mai încet. Ok, sărim cu capra asta până sărim sus de tot pe planeta Marte. Așteptăm să picăm și după ce mai sărim acum. Oh, nu, cred că pic în apă. La naiba! Nu! Păi, fraților, ce să zic? Se pare că o să înotăm un picuț. Hehehe, fraților, am găsit aici ceva acesta. Ai, m-am crezut că e o barcă și mă pot plimba. Ce caută o popice aici? Ha! Păi, vedeți? L-am aruncat. Bună, domnule de acolo de sus. Stai liniștit, este doar o căpriță ce urcă aici pe scară. Dacă merge să urc. Ha, nu prea merge. Bă, ce are, mă? Așa, urcă-te! Wow, 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 bă, 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 stai, stai. Hai, urcăm noi de aici, că pare mai ușor. Așa, gata, a venit căprița sus, domnule. Mamă, cred că i-o frecat capul, mă, i-am făcut chelie direct. Domnule, ați avut mare noroc, dar a doua oară nu mai aveți noroc. Ești bine? Ești bine? A, este bine, fraților, nu vă faceți griji. Cu siguranță este foarte bine, încă se distrează că noată pe acolo. Tu n-ai văzut nimica, da? Pleacă-mă de aici. Uite, de ăsta de aur. Nu știu ce fac cu ele, dar le colectăm. Param, pam, pam, lovim oameni cu un scut. Scutul lui Capitanul America. Ia, îmi place mașina ta, dă-o aici. Bă, am zis dă-mi eu, nu mă călca. Așa, gata, fraților, avem mașină și acum ne ducem. Habar n-am unde ne ducem. Ne ducem încotro, ne duce drumul. Bună! Oh, scuză-mă, la revedere, mi-ai stat în cale, îmi pare rău. Oh! Așa conduce o capră, fraților, nu vă faceți griji, totul este în regulă. Este conform regulilor de circulație a caprelor, fraților. Ce asta, mă? Prizonier? Ia că te ajut să scapi. Pleacă-mă de aici. Așa. Căpriță. Ce asta? Bă, topogan. Vreau să mă dau. Vreau să mă dau. Cum mă dau? Urcă-te, urcă-te, urcă-te. N-are forță capra. N-are capră putere. Dar nu e nicio problemă, fraților. Sărim. Uită-te aici. Fraților, avem și muzică. Domnule, dumneavoastră aveți petărți? Și așa vine revelionul. Aveți o petardă? O să vă bag în cur? Oh, 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 stai, cămașul! Ce se întâmplă? Nu! Doamne! Ce prostie de joc! Au! Oh, asta o durut! Scuze, căprițo, scuze! Oh. Și am ajuns înapoi în apă. În acest episod suntem un pește. Fraților, e mult prea tare căprița asta. E mult prea tare, n-am ce să zic. Aș vrea și eu o capră de asta. Deci cred că o să mă duc în Ohio și o să-mi cumpăr o capră de asta, pentru că e caterincă maximă.
Adică cine n-ar vrea o capră îmbrăcată într-o fantomă cu un scut pe spate și cu o sabie în gură? Ziceți-mi voi mie cine nu, că eu cred că oricine ar vrea, serios. Bună domnule, te-ai dus, îmi pare rău. Ce aici, concert? Wow, fraților, am ajuns la concertul Alumina. Nu știu cine este Alumina, dar haideți, scuză-mă, haideți să dansăm. Dansuri, fraților, dansuri. Aici trăim concertul cu adevărat. Sigur n-o să stric acest concert. Promit că n-o să stric, ok? Nu, chiar n-am să stric. O să stau aici și o să beau o bere de asta. Mă rog, n-o să mai beau. O să stăm aici și o să admirăm concertul. Nu am să îl stric. Promit, da? 5 minutes later. Opa, ce-am găsit aici? Îmi pare rău, fraților. Ce se întâmplă? Wow, concertul a luat foc, dar el încă continuă. Făcea parte din concert, fraților. Bună! Îmi pare rău. Era logic o să stric concertul, nu? Era logic, așa-i? Ups, asta nu făcea parte din plan. No, se pare că am zburat afară din lume. Ce frumoasă e lumea, fraților. M-o teleporta jocul la loc pentru că am ieșit prea tare afară din lume. Capra face B, dar cum face girafa? Bun, acum urmează momentul adevărului. Bine v-am găsit la un nou episod cu căprița noastră din Ohio! În episodul de astăzi ne vom da pe acest topogan și ne vom transforma într-o girafă. Da, ați auzit bine, într-o girafă. Deci, în teorie, nu o să mai fie capra din Ohio, o să fie girafa din Ohio. Bun, deci, ultima dată căprița noastră a fost o fantomă. Astăzi am îmbrăcat căprița noastră într-o căpriță drăguță cu coroană de flori. Bun, deci, ia, ceva strălucește acolo. Oare pot să-l iau? Uii! Nu știu cu ce ajută, dar l-am colectat. Bun, deci am zis că vreau să mă dau pe topogan. Dar ca să ajungem la topogan, trebuie să urcăm sus. Uită-te pe aici. Stai, vreau să-l iau pe prietenul ăsta cu mine. Salut! Tu vii cu mine, tu ești prietenul meu acum, hai să ne ducem. Bă, unde ai rămas? Frate, bă, unde au rămas, bă? Ia că s-a blocat. O ajuns în backrooms. Nu-i nicio problemă, ne-am făcut un alt prieten, stânga sau dreapta, hai mergem pe stânga acum. Bună, haide cu mine, hai cu mine aici sus, așa. 5 minutes later. Bun, am ajuns în vârf aici și în spatele nostru se întâmplă un concert. Și acum, haideți să ne dăm. Ia! Ui! Ce se întâmplă? Aoleo, căpriță, alunecă. Mamă, bă. Fraților, ce se întâmplă? Au! Limba mea! Aoleo! Aoleo, fraților, ce s-a întâmplat? Doamna aceasta, cred că și-o rup gâtul. Îmi pare rău. Nu, bă! Uite că n-are nimica. Se simte foarte bine chiar. Bună, doamnă! Ce faceți? Vă simțiți ok? Păreți cam tristă. Ups, scuze. Vreau să mă duc cu camionul ăla. Bun, fraților, haideți să fim o căpriță care a evadat și se plimbă prin acest orășel minunat. Bună, vrei să fim prieteni? Hei, uite, hai să dansăm. Unde e ăla de dansat? Aici. Ia, dansează cu mine, haide. Între timp ăsta era să ne calci aici. Bă, tu ai vrut să mă calci, mă? Hai să ne ducem împreună. Pentru că ai vrut să mă calci, ți-am furat mașina, nesimțitule. Pa! O capră care conduce mașina. Totul este normal. Ui! Bă! Au! Primul stâlp a fost a meu. Domnule polițist, promit, n-am făcut nimic, sunt nevinovat. Bă, m-a oprit poliția! Ieși-mă de aici! Stai! Bă, poliție proastă, ieși-mă de aici! Vezi, dacă te-ai pus cu mine, asta ți-a trebuit. Ia și polițistul ăsta. Ia du-te, mă, de aici. Te-ai dus. Ia, cacă-l. O călca poliția. Mamă, bă. O călca poliția. Și încă trăiește. Bă, stai. Stați, să fim prieteni. Wow. Uite că scap de voi pe aici. Scap de voi pe aici. Ui. What? Iar aud ceva că se lucește. Căprița de aur. Jocul acesta este foarte haotic, dar căprița noastră sare veselă pe aici, deci eu zic că totul e bine atunci. Oh, ia,
Ce am găsit aici? Ce e ăsta verde? Hai să luăm. Hop. Ce e ăsta? Wow, 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 are ceva în gură. Suzetă? Capra noastră este un bebeluș? Nu, fraților, capra noastră nu este un bebeluș. Capra noastră o să devină o girafă. Iar în episodul următor o să fie un porc. Gata, fraților. Din micuț și drăguț am devenit mare și drăguț. Aia da, fraților, chiar sunt curios cum se comportă o girafă. Wow, 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 stai un pic. Se poate urca pe perete. Ha! Bună! Sunt o girafă prietenoasă, promit. Și am tras cu capul. Ok, ok, haideți să ne plimbăm pe aici. Problema este că suntem foarte mari acum și nu prea încăpem în locuri sau nu știu. Oh! Ce s-a întâmplat? Girafa noastră a murit. Wow! What? Bă, ce? Ai de capul meu. Ia, încăpem pe aici. Oh-oh. Nu cred că încăpem. Haideți să încercăm. Hop, hop, un pic. Oh, oh, oh. Și-o tras jos capul. Hai că am încăput, fraților. Cum să nu încăpem? Stai, mă, vreau să văd cum conduce girafa o mașină. Deci chiar vreau să... What the fuck? Ce naiba se întâmplă? Arată foarte greșit. What the fuck? Ok, haideți să ne ducem cu girafa și cu mașina. Au, au, nu știu ce se întâmplă. Oh, la dracu. Au, au, au. Îs electrocutat. Ce se întâmplă dacă sar în apă? Bă, totul e regulă. Doar înaltă o girafă, n-are nimica. Bă, vreau să văd cum dă girafa din cur. Vreau să văd asta. Stai, urcă-te. Urcă-te, am zis. Bă, nu merge să mă urc. E nebună girafa asta. Bun, cum dă girafa din cur? Chiar sunt foarte curios. Bă, dar nu pot să dau din cur. Bă, ce e asta? Ok, mănâncă iarbă și poate dansa. Cum dansează? Aia da, fraților. Arată foarte, foarte nasol. Ia, ce am găsit aici? Asta e ceva de ăsta în ce mă pot băga și să mă arunc? Ia să vedem. Oh, nu. Oh, nu. Nu pot să cred așa ceva. Hai să rim acolo sus. What the fuck? Stai un pic. Bă! Ce s-a întâmplat? Nici nu m-a aruncat. Au! Cred că și-o rupt girafa asta toate oasele. Hai să mai încercăm o dată, că nu prea a ieșit ceea ce am vrut. Intră. Bă, 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 ce faci, mă? Girafă proastă. Intră înăuntru. Așa. Perfect, bun. Cum ne aruncăm acolo? Dă-i! Ia că merge! Oh, nu! Oh, nu, 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 nu! Uite, cazi pe ăla, cazi pe ăla! Da, nu prea cred că o să ajungem acolo sus. Girafă, poți să sari pe ăsta, ia să vedem. Ia, urcă-te un pic. Bă, dar nu merge. E bolundă girafa asta. Sari, mă, pe ăla! Bă, girafă! Girafă din Ohio! Capră! Girafă! Gata, fraților, am reușit. O să dureze până mâine până sărim acolo sus, dar măcar am reușit. Bun, hai că... facem încet, încet progres la dra... Nu e nicio problemă, ne ducem pe pereți, nu prea merge. Dar atunci ce facem? Ocolim? Ocolim așa de mult? Ok, urcă-te pe perete, girafă, așa, am știut că poți. Ia, ia pe omul ăsta cu tine, l-am lins, what the fuck? Ai de capul meu, bă! Fraților, cred că am spânzurat omul ăsta de limba girafei. De ce există așa ceva în jocul ăsta? Băi, eu până acum atât glumeam cu Ohio. Dar jocul ăsta chiar cred că este din Ohio deja. Adică serios, bă, ce naiba. Wow, 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 ce se întâmplă? Bă, ha? Bă, nu mai înțeleg nimica. Nu mai înțeleg nimica, bă. Uhuu, du-te, girafă, du-te, 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 du-te. Au, au, m-am electrocutat, dar n-are nimica, du-te. Oh, wow, wow, wow. Na, fraților, tot în regulă, nu vă faceți griji. Ne continuăm drumul. Ia, cu girafa pe aici. Ne ducem, fraților, accident. Oh, wow, 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 wow. Doamne, ce joc stupid. Sincer să vă zic, cred că ăsta e cel mai stupid joc. Cred că ăsta e cel mai stupid joc pe care l-am jucat până acum. Și acum girafa se relaxează cu un dans la malul mării. Vreau să urcăm acolo sus. Deci neapărat trebuie să urcăm acolo sus și să ne aruncăm de acolo. Na bun, fraților, cum ne urcăm aici sus? Ia, merge așa. Aproape, aproape. Nu, nu, nu. Ce asta? Oh. Bă, pot să controlez asta acum. Ai de capul meu, distrugem o casă? Stați un pic. Hop, hop, hop. Uite. Cum îl las jos? Oh. Oh. Hai să distrugem casa, bă. Ai de capul meu. Bă, le-am distrus casa la oameni, ești nebun? Hai să o aruncăm în coace undeva, ce mai putem distruge? Ui! Uite, pe mașini, poți să le arunc pe mașini cumva. Hop, hop, mașina de poliție, ai grijă. Oh! Bă, dar eu vreau să urc acolo sus. Sau pot să urc oare pe mingea asta? Stați un pic, ia. A, de prea sus mingea aia, nu pot urca pe ea. Hop, încercăm.
Oh, oh, oh. Ce naiba? Pe ce stau? Ok, ok. Oh. Aproape, bă. Nu, eu vreau să urc pe ăsta. Doar pe ăsta vreau să urc, uite, așa. Oh, nu, la bă, bă, nu te speria, scuze. Na bun, ne luăm avânt și girafa trebuie să se urce acolo sus. Sari! Ui, hai că merge, hai că a mers. Domnul acesta pescuiește în liniște și pace. Ce se poate întâmpla? Greșit. Bă, fraților, dar uitați să verificăm ceva. Capra face be, dar cum face girafa? Scrieți în comentarii cum credeți că face o girafă. Bun, acum urmează momentul adevărului. Așa face o girafă? What the fuck? Ok, nu m-am așteptat la așa ceva. Launch, ce e asta mă? Pot să dau cu bomba atomică? Opa, ce-am apăsat? Uh-oh. Oh, wow, 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 nu cred că e prea de bine asta. Dacă data trecută am fost o girafă, de data asta o să fim un porc. Bă, de ce m-a făcut limba ca și helicopterul, ești de bun? Bă, helicopter, helicopter. Helicopter, helicopter. Fraților, jocul ăsta e mult prea tare și, nu știu, e cel mai comic joc. Ia, ia la bă cum dă. Puuu, ce pum dăm noi astăzi la niște persoane. Bă, dar știți ce îmi place cel mai mult? Faptul că acest episod ne vom uita foarte mult la curul porcului. Bun, fraților, începe aventura noastră. Ultima dată ne-am dat cu o girafă. Astăzi ne dăm aici cu... Ia să luăm mașina. Bă, ce s-a întâmplat? What? Ce s-a întâmplat cu porcul? Ați văzut? Oh, what? Stai, stai, sunt confuz. Ce se întâmplă? De ce am devenit o sanie? Fraților, cred că porcul ăsta se poate băga cumva în noroi și atunci... Oh, wow, 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 ne duce mașina aici, nebun! Bună, domnule, eu sunt un porculache. Ce faceți dumneavoastră? Ia ziceți-mi voi mie. Oh, cred că l-am speriat. Stați așa să-l punem un pic la punct. Ia, domnule, la revedere, am zis. Pa, pa. Stai, haide să-l ducem cu noi. Bun, l-am lins. Haide cu mine. Hai să te prezint la prietenul tău. Wow! Wow, mă călcam mașina aici, nebun? Limba porcului, fraților. Oh my god, ce-o păți limba porcului, mă, că... Ai de capul meu, bă, arată foarte greșit. Fraților, ce limba are porcul, ești nebun? Dita mai limba de 2 metri sau ce dracu? Opa, domnule, oh, nu mașina, oh, wow. Viața de porc nu este una ușoară. Ce am găsit aici, mă? Găurica? Intrare în backrooms? Haideți să vedem ce se întâmplă. Mamă, unde am ajuns? Bă, direct în canalizare. Am luat căprița asta de aur care în continuare nu știu cu ce ne ajută. Și acum ce să înțeleg? Suntem un porc pierdut aici în canalizarea asta sau ce naiba? Bun, harta este foarte mare și abia am explorat-o dacă e să ne gândim așa. Haideți să mergem în partea de jos, să vedem ce se întâmplă încolo. Urmează momentul adevărului, cum conduce porcul o mașină. Oh my god, ce-a făcut porcul? O buri porcul. Nu e nicio problemă, haideți să-l tăiem. Ia, omul ăsta vrea să mă taie, ce vrea să facă? Bă, domnule! Hei, băi, băiatule, dar ce faci, măi? Ia, haideți să încercăm să luăm mașina asta. Hop! Nu e nicio problemă, luăm mașina asta atunci și uite-te, porcul la mașină, bă, ești nebun, cum stai la acolo, gata să conducă, na, dă-i bătaie. Mamă, fraților, ce bine conduce porcul ăsta, direct, ești nebun. Plecăm aici lângă poliție, n-are nicio treabă că conduce un porc. Hop, 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 hop. Nu, că facem accident. Îmi pare rău, fraților. Oh my god, ce am făcut. Ah, nu, uite că trăiesc. E bine, am crezut că i-am omorât. Dar dacă ei trăiesc, atunci este bine. Mașina cred că s-a dus. Cred că e cam rip. Asta este. Ce aici? Este o petrecere? Bună ziua! Poți să vin aici la petrecere? Am mai colectat ceva de aur de ăla. Foarte tare, foarte bine. Domnule, domnule, vă curge ceva din casă. Vă curge ceva din casă, ce ăla? Domnule, nu e nicio problemă, eu sunt porcul mecanic și vin să vă ajut chiar acum. Bă! Ha? Wow, what? Am devenit un porc negru, fraților. Un porc negru. Ia, domnule, te joci basketbol aici? Fii și tu negru aici cu mine. Oh, i-am furat mingea de basket. Bă, pot să mă joc basket cu porcul? Ia să vedem. Oh, ia, dă-i aici. Bă, nu merge. Ha? Unde l-am trimis? What? Opa, cred că am distrus din greșeală la om terenul lui de basket. Upsi, Gideon. Ia, ia, încă se joacă basket. Ia, aruncă, aruncă, aruncă. Haide,
Haide, aruncă, știu că poți. Vrei să te ajut? Poftim, te ajut. Pam! Astăzi eu sunt un porcușor sălbatic și fug aici în pădure. Mamă, ce se urcă porcul nostru și ce bucă are, ești nebun. Ia, ce asta? Bă, vreau acolo sus, vreau acolo sus. Au, cred că și-o rupt porcul toate oasele, direct, ești nebun? Porculescu, trebuie să zbor, dă-i bătaie, Porculescu, dă-i! Unde am ajuns ea? Oameni de știință, ce se întâmplă aici? Launch, ce asta mă, pot să dau cu bomba atomică? Opa, ce am apăsat? Ce am apăsat, fraților, am apăsat ceva? Cred că am dat bomba atomică, fraților. Mamă, direct ești de bun. Porcul nostru a nebunit. Porcul nostru a cam înnebunit. Ia-l, ce face? Dă din cur, ce face? Chiar, bă, porcul nostru poate să dea din cur. Ia să vedem ce ăsta. Cam atâta poate să dea porcul din cur. Mai bine decât deloc. Doamnelor și domnilor, o să mai declanșez aici niște bombe dacă nu vă supără. Ia, am dat bomba atomică, să vedem. Face boom sau nu face boom? Ia zi. Ce? Am se întâmplă diferit, ia vedeți. Wow, nu cred că e prea de bine asta. Ups. Upsi. Nu eu am fost ăsta, da? La revedere. Eu n-am făcut nimica, da? Pa, ciao, pa. Dacă explodează lumea din cauza mea, fraților, îmi pare rău. Wow, porcul nostru s-a dus ca și Sania direct. Ia, e pe ăsta, bă, ce face? Kung Fu. Ia vezi ce scheme face, băi băiatule. Ia schemează tu pe aici și uite-l pe ăsta cum dansează și tu la revedere direct, ești de bun. Dar bun, haideți acum să ne ducem la bomba asta care a picat aici să vedem ce putem face cu ea. Că probabil ceva putem face. Auziți? Upsi, bună seara, de fapt este zi afară, nu știu de ce am zis bună seara. Dar bună seara din nou și ce asta? Poți să deg... Ups! Ups, oh my god, what the fuck am făcut, ești nebun, am pușcat toată lumea, ce? Gata, fraților, oficial, porcul a distrus lumea. De ce există așa ceva, fraților? De ce pot eu ca și un porc să distrug lumea? Bine, n-am distrus lumea, am distrus doar o porțiune din lume, dar sună mai dramatic că am distrus lumea. Oh my god, porcul a distrus lumea. Haideți să pescuim și noi pe aici, să vedem ce putem pescui. Cum pescuiesc, fraților? Nu cred că așa pescuiesc. Ia, pot așa? Nu? Poate așa? Nu, porcul se neacă! Ajutor! Ajutor! Fraților, porcul se neacă! Nu! Porcule! Ia, fraților, am venit la un spectacol de balerine. Fiți în liniște și haideți să admirăm spectacolul, cât de frumos este el. Ia, uitați-vă, ce frumos se dansează. Este o artă, artă pură. 5 minutes later. Fraților, al treia ambreiaj, 3000 de durații și dă-i! Și la naiba, nu. Bă, fraților, nu așa am vrut să iasă. Ce naiba, am făcut accident. Nu așa, mai încercăm o dată. 5 minutes later. Mai încercăm o dată pentru că înainte nu ne-a ieșit. Deci 3000 de turații, am brea și dăi! Ce s-a întâmplat? S-a creat o tornadă. Bă, ce? Scuză-mă, ce? Bă, eu astăzi chiar că distrug lumea. Adică bomba atomică și acum tornadă, ești nebun. Vreau să intru în tornadă. Vreau să intru în tornadă rapid. Du-te după tornadă. Ai de capul meu. Bă, ce am făcut, bă? Doamne, porcul ăsta e cel mai groaznic, fraților. Porcul face cele mai mari prostii, ești de bun. Trebuie să-l tem neapărat de Crăciun, că altfel se distruge lumea. Cred că am intrat în tornadă. Bă, ce s-a întâmplat? A ieșit căcatul din porc. Ce? Fraților, eu fug după tornadă, dar tornada fuge de noi, ești nebun. Ce asta? Ia, ce asta? Am colectat ceva, nu știu cu ce ne ajută, ne uităm mai târziu. Ce asta, bă? Razobor, basc, mai nu știu ce la, fraților. Hai să intrăm rapid în tornadă, să ne ducem sus la doamne, hopa, ne-o luat tornada, fraților. Bă, ce naiba? What? Ce se întâmplă acolo? Petrecere de obiecte? Aoleu. Mașinuță, ajută-mă, mașinuță, vino aici, înapoi, poliția, ajutor, poliția, vreau ajutor, este o tornadă, nu vă duceți încolo, nu, vedeți tornada, poliția, ajutor, taxi apoi, taxi, ia-mă, taxi,
du-mă unde vrei. Au, 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 taxi, îmi pare rău. Eu doar vreau să scap în viață. Dă-i, 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 dă-i. Au, scuză-mă, domnule polițist, sunt nevinovat, jur. Opa, 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 ne-am dus, am scăpat de tornadă, drift. Mamă, fraților, am parcat perfect, ziceți voi că nu. Bă, dar ce dracu, m-a făcut clown cu chestia asta pe cap, ești nebun. Oh, vreau gentuță? Da! Gata, fraților, avem o gentuță. Porcul merge la magazin cu gentuța, ia vedeți, dă cu limbi. Vă să aveți, uite. Oh, what the fuck, mă mănâncă rechinul, bă! Wow, 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 mă ridică, mă ridică. Capra zboară, fraților. Astăzi o să fim din nou o căpriță harnică. Bun, din câte puteți vedea, aici avem un mic castel trambulină ciofi. Haideți să încercăm să ne dăm pe el. Mamă, ce sărim sus de tot, ești nebun. Bă, când eram foarte mic, mă rog, foarte mic, nu știu, vârsta de 10 ani, naiba știe. Bă, ce-mi plăcea să mă dau pe astea, deci efectiv era cea mai tare chestie. Mamă, dar am sărit sus la Dumnezeu. Doamne, doamne, vin să te cunosc, ai de capul meu, bă, ce sus suntem. Hai să încercăm să sărim în apa asta. Mamă, frate, gata, văd toată lumea, ești nebun? Uite, picăm aici în apă, ui! Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Bună ziua, domnule, văd că pescuiți aici. Doriți să pescuiți o capră? Wow, what? Chiar m-a pescuit. Bă, dar de ce m-ai aruncat? Nu mă vrei? Vrei să zici că sunt o capră nasoală? Uită-te, domnule, ce pot să fac? Pot să dansez. Ei, dacă acest domn zice că suntem nasol, pa, du-te mai acolo, că acum stau eu să te pescuiesc. Cred că a murit, fraților. Nu ziceți la nimeni, da? Bă, eu mai vreau să sar pe trambulina asta pentru că este distractiv. Dă-i, căpriță, dă-i! Ui! Mamă, fraților, bă, s-a îmburdat capra! Aoleo, căpriță, ești bine? Ohoho! Opa! Tornada din episodul trecut, aparent și-a făcut apariția din nou. La naiba, asta poate să fie o problemă destul de mare. Fraților, ce este asta? Ai, e capul meu, câte chestii se învârt aici, câte picioare mari și negre se învârt pe aici. Vai, 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 wow, 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 stai că facem accident, hopa! Bă, da, voi vedeți, asta e o caracatiță și scuipă. Oh, ce mi-o tras o paletă, fai, fraților! Bă, mă distruge! Au, ajutor! Ce naiba se întâmplă? Oh, am ajuns înapoi în apă, bă, ești nebun? Am ajuns înapoi în apă. Nu, deci eu nu mă las, eu vreau să ajung acolo sus, pe capul acestei caracatițe sau ce-o fi. Bă, ajutor, mă tot pălmâiește, orice mă lovește, mă pălmâiește. Ia, că am ajuns, ok, cobor, urc, dă-i să urci. Uite, vițelul de aur. Hai să-l colectăm și văd că pe aici suflă cu cerneală de asta. Haideți să ne înnegrim. Oh, căprița cea neagră, căprița negro. S-a dus căprița noastră, fraților, zici că a fost un topogan, să bat picior dacă nu. Ia, tu ai devenit negru cu mine, ce ghinion de tine și ia, l-am și lins, vine cu noi într-o aventură, aventură în care strigăm, ura! Da, bun, ce se întâmplă dacă intru în apă cu această căpriță neagră? Ia să vedem, hop, așa, ne-am spălat de păcate, ia să vedem, bă, unde sunt? Ne-am spălat de păcate, fraților, nu mai suntem păcătoși, yeee! Bună ziua, doamnelor și domnilor, doriți să pescuiți? Ia mergeți acolo în apă și prindeți voi peștele! Bună ziua, domnule, haideți cu mine, vă salvez, ia, vă duc pe puntea asta, vă salvez, uite! Oh, what the fuck, mă mănâncă rechinul, bă! M-a mâncat un rechin sau delfin sau capibara? Sunt în stomacul unei capibara? Hai că e capibara. What the f- ok, se pare că am mâncat foarte multe chestii, de la case până la magazine, până și o căpriță din Ohio. Fraților, nici să înnoți nu mai poți în Ohio, că vine delfinul ăsta și te mănâncă sau rechin, ce-o fi. Bună, domnule! Ați avut acea soartă ca și mine? Domnule, îmi pare rău, domnule. Are fustiță, domnul. Oh, s-a dus în backrooms. Uite, aici văd o scară doborâtă, pot să mă urc pe ea. Oh, m-am urcat cumva, ia la mă. Uite, ăsta doarme. Bă, ăsta locuiește aici. Domnule, haideți cu mine, haideți să vă spânzur. Ia picați aici. Tocmai am spânzurat o persoană cu limba unei capre. Ați mai văzut așa ceva vreodată? Ziceți-mi voi mie. Uite, foc, pot să iau foc? Mamă, fraților, m-am ars rapid să mă răcoresc. Mama. Bună, am venit în vizită. Dumneavoastră vă construiți aici o casă sau ați avut o casă și s-o destrămat în urma acestui accident? Bă, domnule, de ce nu vorbiți cu mine? Wow. A avut o moarte dramatică. Bă, vreau să mă urc pe chestia asta, pe inima lui.
Fraților, inima lui, hai că este inima lui. Cum mă urc aici? Ia să vedem, trebuie să găsim o metodă, că cumva trebuie să putem urca. Aaa, m-am prins, fraților. Hop, așa, sus pe el. Mamă, Mamă, fraților, arată foarte ciudat. Bun, și acum ce? Sunt pe limba lui? Bună, vrei să mă scui pe afară, te rog? Ia, uite, hopa, nu prea merge. Bă, scuipă-mă afară. Hei! Uite, îți lovesc dinții, îți lovesc dinții. Mamă, nu mă gândeam că o să mă plimb pe limba unui rechin sau delfin sau ciofi ăsta. Cred că suntem blocați pe viața aici, deci ne petrecem ultimele zile în gura acestui delfin sau ciofi. Și dacă ni se face foame, putem mânca oamenii. Mamă, sună groaznic asta. Ia la mă ce miroase ăsta. Bă! Hai de capul meu, pute și capra, fraților, pute și capra. Ho! Hai să încercăm să mai sărim acolo. Ce dacă sar de pe barca asta, de exemplu? Trebuie să găsim o ieșire, pentru că nu putem muri aici, fraților, nu putem muri, e imposibil ca sfârșitul caprei să fie astfel că a fost mâncat de ceva capibara. Uuuu, ia fraților, hai că am reușit. Dă-i căprițo, dă-i, hopa, ce-am făcut, am făcut ceva? Opa. O, cred că l-a deranjat pentru că i-am lovit chestia aia, puța. Na bine, fraților, cred că trebuie să-i o lovim de multe ori ca să scăpăm de aici, deci haideți să facem... Să scăpăm, am zis! Dă-i! Dă-i, dă-i! Mamă! Hopa! Ia vedeți, și-o schimbat culoarea, au devenit mai roșu, cred că-l doare. Îl gâdilăm noi până nu ne lasă afară! Dă-i! Bă, dar cât trebuie să... Hopa! Hopa! Am făcut ceva! Mamă! E delfin? Sau nu? Balenă? Wow! Ne-o schimbat afară! Haoleu, stai că... Căprița noastră a cam murit, fraților, a dat cu capul de clădirea asta și a murit. Aici este sfârșitul căpriței. Bă, voi chiar m-ați crezut, căprița asta nu moare niciodată. Cât timp se strâng 3000 de like-uri, nu moare niciodată. Bună ziua, Glovo! Am cerut o comandă. Unde este comanda mea? Spuneți-mi. Taci dracului de capra proasta baga mea spun. Bă, cum adică mă ignorați? Vă doare curul? Vă doare? Aveți diare? Haideți că vă duc eu la baie, haideți cu mine, vă duc eu la baie dacă vă doare burta și aveți diare astăzi și nu puteți să-mi livrați comanda, vă duc eu. Domnule, nu prea găsesc baia, dar dacă vă convine, vă las aici, uitați, vă ascund aici, ascuns de lume și vă puteți termina treaba, bun? Căpriță statuie, fraților, căpriță statuie, asta sunt eu. O, mașină sport sau ce e ăsta? Bă, m-ai călcat! Hei, dă aici mașina, dă aici, dă-i bătaie, ui! Haideți să conducem legal, da, fraților? Trebuie să conducem complet legal. Wow, sunt sigur că conducem foarte legal, fraților. Foarte legal. Wow, accidentus, mamă, intrăm în benzinărie, fraților. Wow, opa, cam bubuit tot, îmi pare rău. Bă, arde mașina, nu. Vreau să intru în tornadă cu mașina, Mamă, fraților. Eu nu fac nimica, e dezastru pe aici, ia vedeți. Ai de capul meu, ne fură tornada, ajutor. Wow, mă ridică. Capra zboară, fraților, căprița care zboară este chiar aici. Bă, fraților, m-a furat tornada, mă duce la o plimbare, nu știu ce face, ia vedeți. Mamă, ce sus sunt. Uite, ceva acolo, bă, ce era acolo? Vreau să ajung acolo sus, fraților, cum ajung? Au. Bă, măcar am picat în apă, măcar n-o durut, că am picat în apă. Tornadă, aruncă-mă sus încă o dată. Tornadă, aici, pe casa asta. Yes, picăm pe casa asta. Dă-i, bun, no. Ia vedeți, e aici ceva magic. Ce-o fi ăsta? Haideți să vedem, ce ăsta? Absorb wisdom. Ce e să absorb, mă? Ce? Haideți să încercăm. Wow, am făcut ceva, se întâmplă ceva. Fraților, ha, instincte, cum adică? Vrei să zici că am instincte? Păi și acum aveam instincte. Nu știu la ce se referă jocul prin faptul că am instincte, dar ia vedeți unde s-a dus tornada. Până la omul cu cioaca de aur. Bă, fraților, cât de liniștitor a fost orașul ăsta, cât de frumos a fost la început, iar după a venit căprița noastră și a distrus efectiv totul. Ia, pot să mă arunc pe astea, vreau să încerc. Dă-i, wow, vai că mă aruncă. Capra noastră este depresivă și se va sinucide. Dă-i căprițo. Oh, nu. Căprițo, prinde-me. Ah, fraților. Am crezut că o să mă prindă mâna asta, băi. Uitați, stă lumea aici și se uită la mâna asta. Mamă, ce frumos. Wow, l-ați văzut pe ăla? Aoleo, cum a ajuns ăla pe mână? Știți ceva? O să mă pun și eu aici în cur. Sau, mă rog, pe burtă, aparent. Și o să mă uit la mânuța asta de fier sau aur sau diamant sau ce-o fi. Și o să vă zic aici că cam atât cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și ne vedem data viitoare
Pa, pa!